Giodan. Nivel Giodan. Nivel Giodan. Nivelul capului. Nivelul capului. Ciudan. Ciudan. Nivelul mijlociu. Nivelul mijlociu. Ghedan. Ghedan. Nivelul inferior, da? Tsuki. Pum. Tsuki. Pum. Uchi este lovitură. Uchi este lovitură. Oitsuki. Oitsuki. Primul pum din poziția de luptă, da? Din pumite daci sau o altă poziție. Pumul, primul pum, adică pumul din față. Oitsuki. Da? Gyakutsuki. Da? Al doilea, pumul din spate. Oitsuki. Gyakutsuki. Da? Uke. Întotdeauna uke înseamnă blocaj. Da? Uke, blocaj. Uke, blocaj. Barai. Barai. De da? Barai, da? Este barara. Barara. Da? Bun. Uchi. Interior spre exterior. Da? Uchi. Uke. Da? Shuto. Uke. Același lucru. Da? Shuto. Uchi. Uchi poate însemna și lovitură. Lovitură cu căișul palmei. Da? Mawashi. Mawashi. Circular. Circular. Indiferent, avem nevoie de o lovitură de pumn, vorbim despre pumn, picior, da? Mawashi este circular, rotund, da? Da? Mawashi, da? Că e la picior, că e la pumn, este circular, da? Ushiro. Ushiro. În spate, înapoi, da? Ushiro hii, lovitură de pot înapoi. Ushiro hii, lovitură de picior înapoi, da? Kyagi înseamnă balans. Kyagi înseamnă balans. Avem mai kyagi. Balans de picior înainte. Yoko kyagi. Da? În lateral. Da? Tot ce conține cuvântul daci înseamnă și poziții. Iui daci, poziție pregătitoare, da? Ibadaci, poziția călărețului. Daci este poziție. Os? Os. Gheri. Este picior, da? La fel ca la pumn, putem avea piciorul din față. Oigiri, da? Este oigiri. Dar nu putem să mai zicem și gheapigiri. Da? Avem oigiri, maigiri, da? Tobi. Tobi. Este din săritură, da? Tobi maigiri, adică avem un maigiri normal sau un maigiri din săritură. Nu pot să-l exemplific, că am niște probleme de obicei. Dar voi îl știți, cei avansați, fără probleme, da? Tobi hizagi, genunchi din săritură, da? Bun. Soto, exterior spre interior. Soto, interior spre exterior. Cel mai clar exemplu, da? Soto uchi, da? Știm. Știu că cei avansați vă plictisesc cu... Luați loc, toți. Vă plictisesc cu poeziile astea care le știți și noaptea în somn, dar mai avem și copii care trebuie să le învețe. Da? Și terminăm. Yoko. Yoko. Yoko este în lateral, da? Putem să exemplificăm Yoko Gheri, da? Armăm, da? Lovim în lateral și revenim. Da? Michi. Dreapta. Hidari. Stânga. Os? Os.
Sechen. Sechen înseamnă o succesiune de lovituri de pumn, da? Și poate fi. L-am tot făcut la începutul antrenamentelor de tehnică de bază. Sechen, Jodansuki, Jodansuki, Gheda, da? Urache, patele pumnului, da? Urache, da? Avem mai multe zile. O să ne facem și pe cea așa, să ne identificăm. Shuto. Shuto este tăișuri palme, da? Hiji este potul. Da? A nu se confunda cu Hiza. Genunchiul este Hiza, Hiji este potul. Da? Kakato. Kakato, călcăiul, da? Kakatogiri, da? La diferite aplicații. Le iau și tot după foaie ca să nu se vin ceva. Yuidachi, Fudodachi. Poziție în așteptare, da? Comanda, Yuidachi. Os. Sancin, Dachi, asta să o țineți minte, pentru că mai mult ca sigur, de data asta va trebui să executăm loviturile de pumn din Sancin, Dachi, nu dintr-o poziție mai simplă, da? Este poziția picioarelor de columbel, în momentul când primiți comanda, Sancin, Dachi, da, și comanda să o luați aici sau chiai sau mă rog, da? Aducem piciorul drept, aducem brațele, antebrațele aici în cruce, ducem piciorul drept înainte, vârfurile ușor apropiate, piciorul drept ușor înaintea celui stâng, da? Și așa ar trebui să arate. Și de aici trimis comanda, Jodan Tsuki Armon, sau Chudan Tsuki Armon, totul, da? În felul ăsta. Zenkutsu Dachi este poziția alungită în față, Zenkutsu Dachi, da? Aceasta. Da? Kokutsu Dachi este poziția alungită înapoi, da? Așa. Da? Kiba Dachi. Poziția călărețului. Kiba Dachi, da? Picioarele aici, paralele, nu așa. Așa trebuie să arate. Ca și când ai călări un cal. Da? Asta este Kiba Dachi. Poziția călărețului. Musubi Dachi. Picioarele apropiate, călcâiele lipite, vârfurile depărtate, da? Știm de Musubi Dachi, da? Anțețul gheri, iofogheri, da? Loviturile. Kumite no Kamai, poziția de luptă. Da? În luptă, întotdeauna. Asta e poziția. Bun. Blocaj. Asta e foarte simplu. Jodan, uite, când am spus Jodan, am înțeles că este nivelul de sus, uche, blocaj la nivelul capului. Aici, da? Da? Și același lucru, pivotare, da? Visuite în dungă. Shuto uche, blocaj cu tăișul palmei. De la interior la exterior, da? Soto uke, blocaj cu antebrațul de la exterior, circular, cu antebrațul de la exterior la interior. Os. Uchi uke, blocaj cu antebrațul de la interior la exterior. Ghedan Barai, blocaj cu antebrațul la nivel inferior. Acesta. Da? Dar ce frumesc. Da?
Aoașii este blocajul circular, priza circulară, da? Și primiți comandă. Aoașii Uchiev, stânga-dreapta. Aoașii Uchiev, stânga-dreapta. Da? Blocajul. Dreapta, stânga. Stânga, dreapta. Da? Sau în stilul tradițional, da? Ăsta ar fi blocajul. De obicei, blocajul ăsta în Aoași și Uchiev îl întâlnim foarte des în Capa și la Cadrane, da? Intrare în Cadranul 30. Aoași și Uchiev, stânga, dreapta. Izagheri sau ce avem de văzut, sau Maghi Colinaghi, alătarea adversarului înainte, da? Maua și Uche. E o treabă simplă, v-ați acomodat cu el, da? Hiji, Hiza, Uche. Când zicem Hiji, Hiza, ne-am gândit. Hiji, Hiza. Hiji. Cot, Hiza, genunchi. Este un dublu bloc, da? Genunchi plus antebraț, da? Tibie plus antebraț, da? Da? Când ne apărăm toată partea. Ucii sunt neuche. E simplu. Da? Blocaj sune, înseamnă tibie, da? Ucii, sune, uche. Da? De la interior la exterior, blocaj cu tibia, da? Loviturile joase de picior, pe ghedan, da? Când blocăm cu tibia, da? Doar cu tibia. Socul spune, este același blocaj, dacă uci, am zis că este interior spre exterior, soto exterior spre interior, da? Și cum îl vom executa? În partea asta, acolo, da? Blocăm, l-ați întâlnit în cap. Bun. Mai e chiar e balans de picior înainte. Yoko chiar e. În lateral. Se vinde este încă vreo două care nu vă interesează pe nume. Mai închide. Lovitura directă de picior, da? Sau frontală. Este lovitura cea mai simplă și cea mai întâlnită, care de obicei uită toată lumea naturală, da? Mai vieți, da? Cum se execută? Nu așa, nu așa. Aducem genunchiul dat la mânt, facem lovitură, nu prin împingere, este pur și simplu lovitură cu pernițele acestea, da? De la tabă, da? Da? Mai vieți. Maua și Ghieri este lovitura circulară. Mai Ghieri este lovitura directă, Maua și Ghieri armăm în lateral, pivotăm, da? Și după aceea lovim, da? Sancatul Ghieri este lovitura gen triunghi, între Maua Ghieri și Maua și, da? Ghieri. Una este așa, una este așa. Sancatul va fi între ele. Ost, adică mai Hiza Ghieri este lovitura frontală de genunchi, directă de genunchi. Fără picotare, fără nimic, da? Din poziție căruță, pur și simplu, genunchiul îl împinge în abdomenul adversarului. Sau, după caz, la față, depinde unde avem treabă. Maua și Hiza Ghieri, lovitură circulară de genunchi. Dacă mai Hiza Ghieri a fost drept, Maoașii va fi circulat, da? Ăsta e adversarul meu. Mai e Hiza Ghieri. Maoașii, Hiza Ghieri. Da? Din rotație, da? Circulat. Hiza Gamlen Ghieri. Aducerea genunchiului la piept sau la umăr, da? O dată piept, o dată umăr. O știm.
Da, o facem pentru mobilitate, mai ales. E o copire, o lovitură de picior în lateral, da? Cine știe să-mi dare? Nu voi. Între cei mai mulți. Tu? Da, știi? Știi, Alexia? Iocogheri? Să pui mâna să înveți și să nu mai îmi arăți zâmbetul de fiecare dată când nu știi nimic. Da? Le-am făcut de câteva ori și ai fost prezent în sală. Da? Iocogheri este lovitură de picior în lateral. Da? Iocogheri. Da? Da? Canțețu Ghiri este o lovitură de întâmpinare. Da? Poate fi de întâmpinare sau pe articulația piciorului, da? La nivelul de jos, da? Ioco Ghiri, din musul bidace, cum facem noi de obicei, în tehnica de bază. Da? E simplu. Da? Poate fi un pas de adăugare, de întâmpinare, da? Pas un șiroma mașin sau pur și simplu lovitura în sine. Bun. O șiroghierie este lovitura de picior înapoi. Da? Nu confundăm, mulți dintre voi confundă cu un șiroma mașin. Un șiroma mașin este lovitura circulară de picior. Ușirogheri este doar lovitura de picior înapoi. Lasă unghiile și fii atent, o să vă întreb. Spune. Ce făceam? De ce stăteai așa? Fiți atenți aici. Lovitură, ușiro, da? Ghieri, picior. De picior înapoi. Da? Da? Prima dată și prima dată. Întoarcem privirea către adversar. Nu dăm niciodată lovitura fără să vedem unde o dăm, da? Unde lovim. Și după aceea armăm și trimitem piciorul înapoi. Da? Am văzut unde e adversar. Ioco, Ghieri. Da? Ioco, Ghieri. Ușiro, Ghieri. Ușiro, Mauaș, Ghieri. Ușiro, Mauaș, Ghieri, adică lovitură prin întoarcere, la înapoi. Tot de picior. Ușiro, mama și ghieri. Vreau să vină și eu un expert în ușirea mama și ghieri în față, că nu pot să o fac. Toți trei în față, cu fața la cameră. Vreau să vă explicați. Mai așa la pic de ghieri. Bun. Din cuvinte, dragii, dacă acolo e de ghieri, mult frumos. Aici. Am adus
piciorul la locul lui, ridicăm armul și plecăm. Mărcul la ma piciorului, mărcul călcâiul. Preferabil ar fi cu călcâiul. Ca să aibă și un efect mai devastator, da? Ucim omul gheri. Da? Uci este lovitură, momo coapsă, interiorul aici, da? Și gheri, da? Este lovitura pe interior. Interiorul picioarelor, da? Poate cineva mă învață, mă întreabă vreodată de ce ucim omul gheri? Că tot coapsă avem și aici, da? Nu se numește și pe partea cealaltă, nu? Pentru că este o lovitură ghenară. Da? Ghenară, mama și ghenii, și lovim exteriorul, ucim o mamă, lovim interiorul. Da? Sunt diferite ca și jigoa și ghenii. Lovitură de picior pentru secerare. Îl întâlnim în cata de 8 fiu. Da? Vă aduceți aminte? La sfârșit mini. Da? Secerare. Chintechii gherii este lovitura sub centură. Atenție, chintechii gherii nu se deciobănește. Da? Este o obiciuire, da? Și se execută rapid. Da? Second Jodan. Succesiune de lovituri de pum la nivel Jodan, nivelul capului, da? Jodan, succesiune Seiken Jodan Tsuki, de lovituri de pum la nivelul mijlociu, da? Ne orientăm spre plexul solar al, încep să fac tot, la al partenerului adversarului, da? Și acolo, da? Atunci, sunt loviturile directe de la nivelul umerilor. Ago Uchi se numesc asta. Da? Uraken Shomen Uchi. Da? Lovitură cu spatele cu mâini. Da? Înainte e biciuire. Deci nu e. Da? Este biciuire. Da? Uraken Sai Uchi. Lovitură cu spatele pumnului, da? Dacă este uraken, în lateral, da? De sus în jos, tot prin biciuire, da? Acolo este adversar, nu e biciuire. Cu spatele pumnului, da? Uraken Hizo Uchi. Lovitură cu spatele pumnului în lateral, tot prin biciuire, da? Pumnul drept începe, stă deasupra. Lovim, biciuim, pumnul stâng, ia locul ca să lovească și el, da? Lovim, ia locul drept. Os. Uraken, Mawashi, Uchi. Lovitură circulară cu spatele pumnului. Întoarcem pumnul, da? Este uraken, lovim cu spatele. Hiji înseamnă cot, uci, lovitură, da? Hiji, uci, lovitură de cot. Și poate fi Hiji, Age, uci. Lovitură de cot, de jos în sus. Mai, cum îi mai zicem noi aici, da? De jos în sus. Mawashi, Hiji. Lovitură circulară de cot, da? Hiji Otoshi. Hiji Otoshi, lovitură de cot de sus în jos, da? Astea le vom executa din diferite poziții, da? Poate fi din Kimagachi, da?
Ridicăm bine brațul, strângem pumnul și cu putere tragem, să lovim cu potul, da? Da? Ushiro Kinji. Ushiro, am zis că înseamnă înapoi. Da? Și Kinji pot. Lovitură de cot înapoi. Lovim cu potul drept. Palma stângă îl ajută, îl împinge. Lovim cu potul stâng. Palma dreaptă îl ajută. Și tot așa. Are logică, da? Deci nu e un lucru. Maua și Kinji. Lovitură circulară de cot. Da? Mauaș. Este circular. Da? Cot circular. Ura Nagi. Am scris Nege. Nege. Eu am greșit acolo, dar vă prindeți voi, da? Ura Nagi. Aruncarea adversarului înapoi. Înapoi a lui. Da? Înspre spate. Da? Ducem palma la bărbie, la umăr, depinde de situație, da? Și aruncăm adversarul înapoi. Da? Urarea. Un exemplu aici. Vede. Da? Nu știu să zic, un mai bine. Da? Am blocat mai bine și ura mai bine. Da? Și la ducem și la sol cu ocazia asta. Da? Aruncăm. Maki Kominagi. Rămâite loc. Da? Maki Kominagi. Același mai bine. Da? Am blocat mai bine. Maua și uche. Stânga. Dreapta. Da? În practică, mai poate veni un genunchi sau altceva. Noi acum facem în teorie. Facem maua și uche, îl aducem jos, la sol și de aici dezvoltăm, da? Este aruncarea Maki Kominagi, este aruncarea adversarului înainte, da? Bun, mulțumesc. Domnul Eric. Cadranele. Ne închipuim. Avem un adversar în fața noastră, da? Și desenăm un punct, așa? Iar adversarul va fi în centru. Cadranul 1 este cel din față, din stânga, exact când am citit. Cadranul 1, cadranul 2, cadranul 3, cadranul 4, în ordine, de la stânga la dreapta, jos. Cadranul 1, da? Și 2, sunt cadrane pentru înaintare, da? Vocare, înaintare, mă rog, ce avem de executat ulterior. Pășim înainte, aducem cu piciorul stâng, aducem piciorul drept în poziție umite daci și ne întoarcem în lateralul adversarului, da? Cadranul lui, tot pe înaintare, doar că de data asta se va schimba și gata. Pășim bine înainte, împotriva adversarului și luăm poziție. Cadranul 3 și 4 sunt cadranele de retragere. Adică, cadranul 3, adversarul este în față, ca să evităm o lovitură sau nu știu ceva. Să intrăm noi cu o lovitură sau cu o altă, un alt procedeu. Este jumătate din cadranul 1, am întoarcem la lateralul lui, pe diagonală, da? Atât. Cadranul 4 este schimbarea de cadră tot pentru retragere, da? Pot la mai obinit direct în general. Da? Ducem drept în față, aducem și stângi în partea opusă lui și ieșim în lateralul adversarului. Cadranele astea sunt foarte importante, trebuie să le exercați de sute, de mii de ori, da? Pentru că o să vă ajute foarte mult în luptă. În luptă vă ajută foarte mult. Nu sunteți nevoiți, de asta a apărut și ea și caramelul ăsta. Asta e esența stilului, cadranele. Nu lupta aia care vede lui la toată lumea, da? Nu are rost.
Să te lupți față în față cu cineva, mai ales când îl întâlnești cu un adversar mai puternic decât tine, să încerci să-i ții piept, să ajungi să te accidentezi, să te lovești. Nu are rost nici de el să-mi lovești foarte tare, da? Sunt extraordinare, inclusiv în tehnica de stradă. Da? Edic. Da? Poți evita niște o luptă, nu știu, un diacuțul. Da? Am ieșit în cadranul 3, da? Am făcut maua și mică, maxim combinare, da? Și de obicei, nu recomand să continuăm. Da? Pentru că tehnica de stradă, da? Să se ajungă la dosare penale, la răspundere în fața justiției și mă rog. Hai să poate și sunteți de bun. Da? Nu se poate nimic. Iar asta, cadranele astea și cele două tehnici de alătare în față sau înapoi, pot evita oricând o rugă. Și de asemenea, accidentarea gravă a adversarului, da? Poți. Am terminat.